me. Be your little lemon. Let me be your little lemon. Ninja Girl Draws, așa o cunosc fanii pe TikTok. Dania și-a făcut cont în urmă cu 4 ani, iar astăzi are aproape 3 milioane de urmăritori și e pe locul 2 în topul celor mai urmăriți TikToker din România. Dania creează conținut cu ajutorul artei. Cel mai bine se exprimă prin desen și pictură, iar filmulețele ei au adunat peste 131 de milioane de vizualizări. Are you ready for this? Are you ready for this? It's been a long time coming. Deci, ca să fie clar, Dania Ninja Girl Druz este acum aici la noi în platou, așa e cunoscută pe TikTok și a face din contentul de pe TikTok artă. Artă. S-o poftim alături de noi. Vă rog frumos! TikTokeriță. Bine. Ești pe locul 2 pe TikTok după Andra Gogan la urmăritori? Da. Pentru că ai și foarte mulți oameni care te urmăresc din străinătate și te urmăresc din străinătate pentru că contentul tău nu necesită foarte multe povești. Te uiți, îți place și dai mai departe. Da, exact. E, poate fi urmărit de toată lumea. E, și când te-ai apucat de TikTok? Acum 5 ani? Acum 4-5 ani, da, de pe vremea musical.ly-ului. Da, așa era înainte aplicația, și, așa se numea. Da, da. Și nu desenam. Am început să desenez datorită aplicației. Și așa am început. Încet, dar încet, e foarte interesant ce faci acolo, pentru că, exact cum spuneam ceva mai devreme, tu faci artă pe TikTok, pentru că de obicei pe TikTok intri, vezi tot felul de dansuri, tot felul de challenge-uri. Da. La tine e cu totul și totul altfel. Da. E o nebunie frumoasă, curată. Exact. TikTok-ul e foarte divers, nu e doar dans, cum crede lumea. Și, sincer, mă bucur să am oportunitatea să arăt oamenilor că există și alt tip de conținut, nu doar dans. Și să știți că Dania Ninja Girl Drugs, așa, nu? Drugs, așa, da, ești, da. Așa ești pe TikTok și da. Adică fata ninja desenează. Da. Păi de ce ninja? Știi? Am ales am ales numele pentru că eram și sunt foarte tăcută de obicei și îmi place să observ lumea. Și, sincer, acum dacă ar fi să aleg din nou, nu l-aș alege tot pe asta, nu. Doar că am rămas și mă cunoaște lumea așa și atunci. Dar știi cum este? Spui că sunt o fată tăcută care îmi place să urmăresc așa ce se întâmplă. Pe TikTok nu se prea potrivește deloc. Știi că pe TikTok nimeni nu e tăcut. Știu, în viața reală, să zic. Dar TikTok mi-a oferit posibilitatea să pot să mă exprim. Adică e foarte mare discrepanța, pentru că în realitate, în viața de zi cu zi, sunt foarte tăcută și la școală și peste tot. Am terminat. Ai terminat. Da. Și dai la facultate? Studiezi în continuare? Am dat, da. Dar nu arta, surprinzător. Și? Economia. Perfect. Dar n-ai fost la drept? Da, am fost și la drept, ai dreptate. Să știi că m-am interesat înainte să dau la facultate. Am căutat mai multe personalități din România să văd unde au fost. Da. Și ai văzut că au făcut cu totul și cu totul alte facultăți decât joburile pe care le au în viața de zi cu zi. Da. Dar asta nu înseamnă că o să te oprești de aici? Nu, ce faci niciun caz. Niciun sunt caz. Oameni care se uită acum și văd că ai 3 milioane de followers pe TikTok. Sunt oameni care se gândesc, oare poți să treci din chestia asta? 100% depinde cum te... Depinde de ce oportunități ai, să zic așa. Adică tu ai avut până acum campanie, ai avut tot felul de lucruri care te-au ajutat să câștigi bani? Da, pentru că nu sunt foarte mulți oameni care desenează și atunci probabil se caută. Pot să câștig cumva din domeniul meu, dacă nu știu dacă... Înțeleg, înțeleg perfect și aș vrea să le spunem oamenilor să folosească toate aceste platforme, pentru că, da, exact cum zici tu, mâine, poi mine, cine știe din America, te vede ceva și are nevoie de un grafician sau de desen sau pentru un film sau ceva și poți... Urmează, să dar din păcate pandemia... Adică urmează ce? Pleci în America? Da. Te muți în America? Nu, dar urma să mă duc, dar din cauza pandemiei a fost blocat totul și acum trebuie să așteptăm. Deci pentru un proiect? Da. Te-au văzut pe TikTok și te-au căutat? Da. De la Hollywood? Nu. Nu, dar e un proiect cu mai mulți artiști și o să fie interesant, sper.
Super. Momentan a fost anulat totul din cauza pandemiei. Dar... Ai venit cu dosarul la tine să ne arăți ce ai mai desenat? Da, dar în primul rând voiam să-ți arăt asta. Nu pot să cred! Deci cât de tare, jumătate eu, jumătate Andra. Da. Te-ai că nu știu cum să-l mai țin așa astăzi. Stai un pic, stai să facem așa. Deci, ăsta sunt eu, asta e Andra, jumătate. Și pac, când muți aici... Ce mișto. Eu l-am făcut acum 2 ani și... Acum 2 ani l-ai făcut? Da, să am oportunitatea să ți-l dau acum, față în față e... Am vrut să zic că ai făcut acum 2 ani, eram puțin mai slab, mai tânăr. Păi da, dar l-ai semnat aici, că asta vreau să te rog să-l semnezi. Da, da, a fost asemnătură, din păcate. Avem numele și mai complicat de atât. Deci cum aveai înainte numele? Ninja Girl Stara 16. Perfect, te rog frumos, poți să-l semnezi în direct. Da, sigur. Mă bucur mult de tot să am un... Deci l-ai făcut acum 2 ani de zile. Da. Da. Păi și de ce nu mi l-ai trimis? Am încercat, păi și dar... de ce nu pe Instagram sau pe TikTok? Nu mi-a ieșit. Rugasem de toată lumea să dea tag pe Instagram, dar nu l-ai văzut. Pam, îți mulțumesc mult de tot. Nu, cam tremurăm acum, o să iasă urâtă semnătura. Mamă, îți dai seama? Am un tablou făcut de locul 2 pe TikTok, 3 milioane de followers. Tu ai aflat că o caută Hollywood-ul? Păi tu îți dai seama peste 10 ani cât valorează asta? Nici nu-ți imaginezi cum se... Îți dai seama că nu se ducă la emisiune și o să fie, nu știu, Jennifer Lopez și Brad Pitt acolo și o să se ducă prietena noastră, Dania, și o să zic că uitați, v-am făcut un tablou și o să zic, bă, am și eu aici, perfect. Super tare. Sperăm. Ciucă, să salvez chestia asta, momentul ăsta, că ți-am și video, dovada. E în arhivă deja. Că e semnat de ea, da? Că e original. Mă ocup. Super tare. De unde ești? Din București? Din București, da. Da, mai arată ce mai e acolo, că de asta, dacă tot ai venit cu dosarul... Ops, s-a prins. Deci, oameni buni, puteți să intrați pe TikTok, să o căutați pe Dania acolo, pentru că uite, chiar... Uite, de exemplu, ăștia sunt făcute de tine. Ești și pe Instagram? Da. Pe Instagram cum ești? La fel. Ninja Girl Rose. Sau Dania. Dania mai simplu. Dania. Dar nici Dania nu e atât de simplu, deci... Perfect. Ești și pe Facebook la fel, nu? Pe Facebook n-am. Pe Facebook nu e? De ce Facebook e pentru bătrâni? Așa e? Nu vreau să comentez. Am înțeles. Lasă, nu e nicio problemă. Am înțeles. Deci astea sunt făcute de tine, nu? Da. Asta a fost făcută după ce un artist din America a fost împușcat în stradă. Uh-huh. Adică m-a inspirat din realitate. Wow. La fel, ăsta e mai vechi. Sunt superb făcute. Mulțumesc. Și te felicit din... uite mărul ăsta. Da, a fost un fel de studiu. Am încercat eu să desenez din realitate. Și ăsta, super tare. Ops. Pe cuvânt, ești senzațională. Dar uite, totuși am adus asta ca să vadă toți copiii care mă urmăresc că am început... Așa, deci adică așa ai început tu, dintre da? Primele desene, acum 4-5 ani postate pe TikTok, deci... Super, bravo, felicitări! Și am înțeles că ești pasionată și de actorie? Relativ, că m-ai văzut unul tare. Dar nu am avut oportunitatea să așa. Avansez în actorie. Sau... Deci ai vrea să joci și în filme? Momentan încerc să mă concentrez pe un singur lucru, dar dacă vine oportunitatea asta, de ce nu? Dania, ești senzațională și ești foarte talentată. Felicitări! Să te caute lumea pe Instagram. Dania, dați-i follow, căutați-o pe TikTok, dați-i follow și îți mulțumesc mult de tot pentru cadou. Mulțumesc, sper că... Vrei să mai spui ceva țării? Te rog, toată lumea se uită la tine. Tu îți dai seama, ai 3 milioane de urmăritori pe TikTok. Te rog frumos! Nu știu, clișeul, bună mama! se uită acum? Da. Mama, Dania e aici la emisiune și e foarte talentată. Fii sinceră cu mine. Când te vedea că ți-ai făcut tu TikTok și stăteai toată ziua pe telefon și făceai tot felul de chestii, nu ziceai, mamă, lasă prostia aia și învață și tu? Nu chiar, dar s-a speriat prima dată când a început un copil să ne filmeze pe stradă, că nu înțelegea de ce și devenise foarte defensivă, de ce îmi filmează cineva puiul și... Pentru că mama ta nu știa că tu ești cunoscută pe online. Știa, dar nu se aștepta să fie atât de... Adică să mergi pe stradă și să te filmeze. Da, uite pe Dania, uite pe Dania, nu? Nu, ascuns așa și mama era să uita ce se întâmplă, de cine filmează, ce... Foarte tare. Și acum s-a obișnuit, nu? Relativ. Mama ta are TikTok? Nu. Nu înțeleg ce se întâmplă. Dar îi arăt toate videoclipurile mele. Le vede. Da. Își dă ok-ul. Da, da, da. Superb. Să ai multă baftă în tot ceea ce faci. Serios, faci niște lucruri senzaționale. Te felicităm din toată inima. Îți mulțumesc mult de tot pentru cadou și te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu. 3 milioane de urmăritori pe TikTok. Și eu n-am fost... Am și eu TikTok, dar n-am făcut niciun filmuleț.
Deci tu ești pe locul 2 în România. Da. Pe primul loc e Andra Gogan, da, șefa TikTok-ului. Mm-hmm. Așa, și apoi tu pe locul 2? Da. Pe locul 3 nu mai întrebăm cine. De ce? Nu, sincer, chiar nu știu. Nu știi cine e pe locul 3? Nu. Cine? Dar lasă nu contează după aia. Andra Gogan mai are un cont care e și apoi cine e, cine e, nu vă zic. De ce? Uite de aia. E secret. Și e secret. Tine. Să munciți, să căutați. Ne vedem mâine la 3 oameni buni. Până atunci să aveți o seară frumoasă. Îi mulțumim invitatei noastre, Dania.